Intrau doi, trei cerșetori dintre ăștia amărâți cu câte un mieluț, te duceai să-l mângâi pe Vasilică să-ți aducă noroc tot anul. Uite, cam așa au făcut pesediștii de elită ai societății, care au pus mâna nu pe miel, ci pe patriarh. Acum, știți cum e, hoția în campania electorală se împarte între parlament și biserică. Frățește, au găsit exact aliatul de care aveau nevoie oamenii politici. Pentru că unde să te refugiezi când ești un hoț atât de mare, dacă nu în biserică? Acolo, în general, n-are cine să dea vina pe tine, mai ales în astfel de momente. Când încerci să treci de la cele sfinte, eterne, da? E vorba de Paște, e vorba de 1 mai, e vorba de... a fost și Sfântul Gheorghe, să întind astea așa pe niște săptămâni precum rufele la Napoli, în balcoanele imigranților sicilieni. Deci cam așa stau. E greu să te duci să-i cauți acum și în cur, vorba lui Ioan, cel mai iubit dintre pământeni, pe politicieni în biserică. Și atunci lumea se abține. Se abține lumea, dar nu ne abținem noi. Așa, deci din această delegație de farisei, alături de Victor Ponta, au mai făcut parte domnii Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Daniel Constantin și Mugur Isărescu. După care treceau la știri externe. Dacă nu cumva, mai era o știre cu vreun combinat. Întreba dacă s-a discutat de o suplimentare de fonduri pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, că de, era un subiect nimerit, Ponta a răspuns negativ. N-avea timp de suplimentare, dar poate că s-o fi discutat și asta, dar nu voia să ne spună. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, eternul Adrian Vasilescu, acest brânzovenescu al actualității noastre economice, a declarat că întâlnirea de la Patriarhie face parte dintr-o tradiție, un fel de turneu celor 6 națiuni la rugby, în care Patriarhul invită oficialități, inclusiv pe guvernatorul Băncii Centrale, la o masă după Paște, așa că e creștinește. Potrivit consilierului, guvernatorul Mugur Isărescu este invitat permanent la această reuniune, mai ales că BNR a fost cea care, când legea îi permitea, a finanțat refacerea clădirii Patriarhiei. Probabil că pe undeva în discuțiile pe care le-au purtat, cine știe, poate avem noroc și se vor strecura niște stenograme peste vreo 100 de ani, o fi discutat, mă, și de bărcile alea pneumatice. I-o fi zis patriarhului, moșule, fă, nu puteau să-i spună, da? L-o fi întrebat patriarhul, bănuiesc că e om care se uită la televizor, n-are frica lui Dumnezeu. E om cu televizorul deschis toată ziua, mută de pe o antenă pe alta, ca vrabia dintr-un pom într-altul. Bănuiesc că pe antene se uită patriarhul, că altfel nu-l vizitau ăștia stați liniștiți, că doar nu crezi că se uită pe MC sau pe Arte.